Astăzi, în acest episod, veți vedea continuarea zilei de ieri în care străinul care a fost răpit și a ajuns în orașul nostru s-a împrietenit cu Darusel 2011 de minune și nu avea unde să doarmă, așa că a trebuit să stea cu noi în camera secretă. Am nevoie de ajutor cu ăștia doi, nu se mai poate. Bă, Darusel, ce să spun eu mai mult dată, dar tu ți-ai făcut un angajat, ți-ai făcut și un prieten după cum se poate observa, adică voi păreți cei mai buni prieteni, mă, cu străinul ăsta cu Edis, așa zis că te cheamă? Stai puțin, că mai trebuie să dau aici un full box rapid, stai puțin. Bă, s-a cheamă să vede că se rămâne cu Darusel, pe bune, adică... Uite aici, și uite aici, așa! A, mersi. Bă, Darusel, tu așa faci cu angajat... Bă, microfonul ăsta merge ca să poți să-mi bagi joc de ei? Da! Ok. Easy! Bă, știți ceva, bă, Darusel, s-a făcut cam târziu, cred că ar trebui să plecăm acasă totuși, că n-avem ce face altceva, adică pe bune, gen ce... Fafient, la 3, facem 1, 2, 3. Pa, Florinel, sau cum te cheamă, ce? Unde? Bă, unde? S-a făcut noapte, tu nu vezi? S-a făcut noapte. Da, e cam noapte afară, adică e gen cam... Da, și noi acum trebuie să plecăm acasă, că nu putem să mai stăm. S-a făcut deja noapte, adică trebuie să revenim mâine aici, dar se mai are client, mai are asta, nu știu, ne ducem acasă, hai bă, dar hai să mergem, bă, dar să... Stai, Da, Darusel, 100% știi să și vorbești, Darusel, am înțeles. Pa, Edis, pa, și ne plecăm, pa. Stai un pic. Bă, Darusel, sigur nu te cunoști cu băiatul ăsta, gen pe bune? Nu, bă, Rafale, că mi-e... Aula, bă, frate, bă, s-a dormit, mă, trebuie să-l iau așa, cum am că de greu, mă, copilul ăsta, să vede că bagă mulți burger, Darusel, bă, Darusel, rămân, bă, gata, hai că te-ai trezit, pe bune, gata, Darusel, trezirea, omule, da, aula, stai, că l-am dat. Bă, Darusel, a dormit ca un te, ca un, bă, Darusel, bă, papițoiule, bă, filmul ăla, bă, ce ca, Darusel, ce cauți, mă, ce, să puțin că s-a zis, bă, ce s-aude, mă, bă, Darusel, tu te bagă-te la, bă, doamne, bă, ce se întâmplă, mă, frate, ce, ce? Nu, bă, Rafale, nu-i nimeni, lasă-mi, bă, bă, Darusel, bă, gata, pe bune, hai, bagă-te la somn, că deja tu adormi așa în picioare, nu se mai poate așa ceva, Darusel, hai, așa, gata, hai că mă duc și eu acum la mine. Bă, ce tu, Taci, mă, dă-te, Darusel, că parcă am auzit niște sunete, mă, și credeam că... mă, ce tu s-aude de afară, mă, frate, mă, cine... Alo, da, da, ce se întâmplă? Mă, ce să... Uite, scuze pentru că te-am deranjat și așa târziu, adică te-am... Ok, s-a făcut zi, vreau și să mă pun să dorm și s-a făcut zi. Ok, scuze-mă, vreau doar să te întreb, unde e cel mai confortabil loc să dormi? Pentru că bănuiesc că trebuie să dormi pe jos sau ceva, pentru că gen... Păi la tine acasă, adică ce cauți aici la noi? Păi n-am casă, sunt într-un oraș străin și... Mă, dar, de ce râzi? Mă, dar ce ți se pare amuzant în treaba asta, mă? Mă, și ce ca... Mă, Darusel, tu faci semne pe aici, îmi faci semne pe la spate, așa, dar îmi simțitești pe bune, dar îmi faci pe un să râdă, tu îmi faci semne pe la spate, Darusel, așa, deci așa faci, îmi faci semne pe la spate, dar ce făcea, ia spune-mi, ce făcea? Efectiv, se strâmba, nu știu, făcea ca maimuță pe aici, își punea mâinile la urechi și, nu știu, era... Stai, bă, dar chiar ți se pare amuzant, Darusel, adică pe bune? Da, de fapt, nu e altceva, știi că ți-am zis eu că m-a obligat, că mi-a zis că mă bate, dacă nu, că nu știu ce, și gen, practic mă obligă să râd la glumele lui, că dacă nu, nu-mi dă mâncare și gen, mor de foame. Așa, am înțeles, păi și tu ce-ai făcut, mă? Am făcut căguța pe mine! Bă, ce cam, doamne, Darusel, bă, ce, am făcut căguța pe mine! Darusel, gata, ok. A, mă, Darusel, că nu e, e altceva, Darusel, știu că ai folosit tu niște chestii din astea, bă, da, de ce râzi tu? Ți-am zis că mă obligă, că dacă nu, da. Da, ok, mă, și unde s-a dus, mă, bă, e prost rău de tot copilul ăsta, adică mă enervează la culme, bă, da. Stai. Ai, mă, gata, că nu mai ești amuzant, Darusel, gata, nu mai ești amuzant. Cine ar face așa, Darusel, să vede că ți-ai luat jucării din astea, mă, Darusel, gata, omule, că doar unul faci, Darusel, nu faci o grămadă. Mă, Darusel. Ce faci, bă, alu? Ce mai, bă, ce te, uite, fii atent, Darusel, fii atent. A, ia, de ce am, eu am telefonul și te pun pe TikTok, și te trimit acolo, să te vadă toate fetițele, Darusel, să te vadă toate fetițele, gata. A, și mai rău, Darusel, te faci și mai rău de râs, mă, bă, gen, da, tu ce...
De ce ai venit aici? Ți-am zis că gen, te-am întrebat de un loc de dormit sau ceva, că n-am unde să dorm, n-am unde să stau, mi-e frig, nu știu. Hai că e mare orașul, trebuie să găsesc undeva. Păi nu știu, da, ai bani sau ceva? Păi am ce mi-a dat Dariusel aici, dar și... nu sunt foarte mulți. Nu știu, poate să găsești vreo casă, ceva sau nu știu, că gen, nu știu, dar nu știu ce să zic. Bă, Dariusel, unde se... Bă, alo, Dariusel, bă, omule, unde se dăzmă ăsta? Hai că vin cu căcuța mea, vin. Gata, omule, bă, termine-te, Dariusel, gata, bă, Dariusel, avem o problemă. De fapt, nu noi, el are o problemă. Ce? A făcut și-l căcuța pe el? Mamă, Dariusel, da, uite, a făcut, da, wow. Bă, Dariusel, poți să te compori și tu ca un om normal? Uite că dai dovadă, tu nu te cunoaște omul și își face o impresie proastă. Bine, că oricum tu ești așa de fel, dar mă rog, dar măcar așa de prima impresie. Poate erai și tu mai frumos, mai ca lumea. De ce este la Rafael? Eu vreau să zic că mersi și tu cu plăcere. Mă, ce? Ce? Mă, dar ce? De fapt, hai, vorbește tu. A? Vorbește tu, spune gen ce mi-ai spus și mie. Da, păi, deci mi-a zis că orașul ăsta e mare și vreau să te întreb dacă am un loc unde să dorm, adică să-mi fie cald sau ceva, să nu mor de frig sau ceva, nu știu. Vreau un loc să nu mor de frig, efectiv, să nu deger, adică mi-ar fi cam păcat să mor acum, adică sunt tânăr și astea sunt. Sunt prea tânăr să mor, ok? Ok, de ce am tânăr? Vino. Stai puțin, că am eu o variantă. Veniți înapoi. Cum ai zis că te cheamă? Ediz. Am înțeles, Ediz. Păi fii atent, Ediz. Uite că sunt aici. Fii atent. Eu zic să sară de fii atent. Și îți aleg o camera. Vino, că îți aleg o camera. Chiar mă lăsa să stau la voi, pe bune? Da, hai, vino. Bă, dar nu e bine, frate. Dacă să stă la noi, uitați-vă puțin. Vreau și eu să zic să stea și la rulota asta, că tot ce a dat doar să niște bani. Asta e camera mea? Ce țipul mă ăsta? Mamă, ce șmecherie, am setup-ul meu de gaming, am televizor. Da, cât de șmecher poate să fie. Cum adică e camera lui asta? Asta e camera mea, dar să legi nesimțit. Hai că glumea, și atât la ute, vino, ediție, edicu, edizu, micu. Ediz, așa mă, aici camera, uite, hai jos, că uite, asta e camera. What? Ce? Bă. Adică ai două camere, bă, unde s-a dus, mă? Unde? S-a dus sus, mă, stai puțin aici, bă, mă, că ești nesimțit, bă, ne-a închis aici, prostul, copilul ăsta a terminat, bă, e copil fraier, uite-te puțin la el, cât de copil e, adică, vino aici, că poți să-l vezi că aici am făcut eu o farsă și niște chestii în asta și se poate vedea în partea asta, uite-te puțin la el, el crede că nu ne vede acum, că nu-l vedem cum ar veni, Dariusel, omule, trezești, tolo, bă, cu cine stau aici, bă, tu sigur ai vrea să stai cu noi aici, gen, pe bune, sau? Ceva? Păi, altă variantă nu mai am și măcar dacă e ceva bănuiesc că pot să zic dacă sunt... Așa, Dariusel, în sfârșit, Dariusel, am gata, bă, Dariusel, bă, ok, Dariusel, o să stea cu tine, am înțeles, o să doarmă, practic o să doarmă aici și tu o să dormi la subsol, Dariusel, că ești cum ești cu minte. Nu, deșeată, vino, edicu, micu, îți fac aici, spune un pat, că ăsta ce-i asta? Bă, Dariusel, mă, ce, oh! Ce șmecher! De unde e asta, Dariusel? Păi, da, sunt eu, miliardar, sunt un țăran foarte șmecher. Ce, bă, țăran foarte șmecher ești, mă, Dariusel? Am înțeles, bă. Practic ai făcut culcuș aici. Wow, foarte wow. Dariusele, hai afară, lasă-l să doarmă că n-a dormit, Dariusele. Bă, vino puțin, mă, Dariusele. Mă, Dariusele, tu sigur? Gen, chiar e sigur să doarmă ăsta cu noi în casă? Aha, ce ai afară? Mă, Dariusele, tu de unde ai așa încredere în oameni necunoscuți? Abia l-ai văzut pentru prima oară, Dariusele, gen, a trecut o seară de când l-ai văzut, Dariusele, o zi, cum ar veni și tu deja, cum adică lași să stea cu noi în casă? Păi fii altă, stai, fii altă, bravole, uite, fii altă, uite, stai, nu, asta, și uite, îmi pun masca asta, așa? Îmi pun ceva de Halloween, stai, mă, Dariusele, mă, ce... Stai, vino! Mă, ce tu, Dariusel, poți să vorbești cu mine? Mă, ce faci, mă? Bă, Dariusel, poți să vorbești cu mine, te rog? Ok, stai, sunt asta de Halloween. Bă, Dariusel, dă-ți mă asta jos, bă, omule, bă, Dariusel, uite că ai făcut și noapte cu Halloween-ul ăsta. În fine, mă, Dariusel, vină, mă, înapoi. Stai puțin aici, mă, Dariusel. Mă, ce tu vrei să faci, omule? Uite, bă, tu, hai, stai. Ok, hai să vedem ce farsă-i face, Dariusel, ia să vedem, filmăm momentul ăsta, luăm telefonul în mână, ia să vedem. Da,
Ok, da, dar să ne speria pe nimeni cum ar veni. Bă, dar să le, bă, Doamne omule, bă, ce ai în capul ăla tot, dar să le așa să, mă, dar să dacă bat în el sau de ceva, mă, în el, dar să le ia, că dacă bacă așa, nu s-a întâmplat nimic, dar să le cam gol. Ok, hai, pa, pa. Mă, dar să le, mă, putem să vorbim, gen să discutăm normal ca doi oameni, mă, dar să le vino. Omule, vino. Bă, cu cine să mă, dar să le, bă, omule, mă, ce tot tot. Dar, cred că am făcut și eu căcuța, că m-am cam speriat și gen... Ok, și vreți să spuneți mie că voi doi nu sunteți cei mai buni prieteni și nu v-ați cunoscut de dinainte, nu vă știați de la grădiniță sau ceva de genul? Nu prea cred. Adică... Știi ceva? Lăsați-mă în pace, ok? Eu am plecat, mă duc să-mi iau o gură de aer că nu sunt mai patic. Okay, bă, hai să mergem să jucăm Fortnite. Mă, ce... Hai. Ok, hai, o să mă duc la setup-ul meu aici jos, haide, vino că... Ok, mamă, dar ăștia țipă în ultimul hal, frate, mă duc acolo la ei la geam, totuși vreau să văd ce face, mă, ce caută, bă, alo, ce caută mai aici, în fine, Gustavo, Luis, Gustavo, el e, hai să vedem ce fac ăștia, mă, uite aici, pe geam. Dai! Fubox, Fubox, ajută-mă, bă, da, băi! Fubox, easy, shoot-o în ultima coartă, bine! Că trebuie să plec, da, aici am luat. Hai, mort, 200 cap, easy! Bine, bă! Tu nu ești Dariusel, lasă-mă în pace, nu, stai, că trebuie să mă duc la Dariusel să celebrăm. Unde ești Dariusele? Dariusele! Bine! Ura! Bă! Ce? Mă, ce? Dar să ce-am pățit? Ce? Am știut meciul! Mă, dar să bă, dar... Bă, dar să bă, dar... Tu... Bă, tu... Sigur nu te știe cu el de dinainte. Da, bă, Rafael, lasă-mă că mi-e somn, hai, pa! Bă, da, voi ce mă tot răgni? Da, dacă nu... Bă, dacă nu-i, bă... Bă, ne simțitule... Bă, da, tu pe mine nu mai... Bă, dacă tu nu dai like, subscribe și comentariu... La Tarsen 2012 ești mort! Alo, bă, frate, suntem într-o altă zi, frate, și nu înțeleg absolut nimic din ce se întâmplă aici. Adică, e pe bune, bă, ăștia sunt prieteni, mă, nu înțeleg care e faza. Scrieți-mi acolo în comentarii că eu deja nu mai suport, am nebunii, frate, eu nebunesc cu ăștia doi, l-aveam pe dar să-l... Atât îmi trebuia să mai am pe altcineva, adică, uitați-vă la amândoi, frate. Hai să mergem în oraș, hai să mergem în oraș, haide. Hai, Suzie, nu se demare aici. Bă, alo, unde văd, bă, aolo, ce ziceam, bă, frate, nu înțeleg, mă, frate, care e faza cu ei. Ok, lăsați-mă să zic că mă zic că se urmăresc, mă, ce tot fac, mă, ăștia, unde să duc, mă, hai că iau mașina, stai că nu se spără nimeni, n-a văzut nimeni pe aici, doar Mr. Beast acolo în spate. Deci în partea asta, mă, dar unde s-a dus? Sau sunt dreapta, unde s-ar fi dus? Ok, deci vedem că aici nu e nimeni. Bă, unde că... A, nu cred că s-a dus în oraș sau... Am auzit ceva de oraș, parcă de la Edil sau ceva de genul, nu știu exact, mă duc în oraș să vedem. Dar unde s-ar duce în oraș, băieții ăștia, mă, doamne, eu, bă, nu mai înțeleg absolut nimic ce se întâmplă aici, nu știu. Deja, cred că chiar trebuie să mă mut din orașul ăsta, să rămân singur o perioadă, că deja nu se mai poate. Alice, vedem că e plecată de acasă, nu știu nici Alice unde s-a dus, frate, mai bine, gen, cred că, nu, nu înțeleg, bă, ceva, bă, hai, fugi, bă, Edis, așteaptă-mă, Edis, stai, mă, Edis, vorbește cu, ok, deci să vede că e prietenul, dar să, mă, ce, unde, intră la școală ăștia, mă, ceva, Edis, bă, da, nu, gen, nu mai am cuvinte. Bă, i-am găsit pe ăștia și fiți atenți că eu urmăresc, nu știu ce fac ei, sunt undeva pe aici, dacă vă uitați, uitați-vă puțin la ei. A, mănâncă burger, mă, frate, eu nu înțeleg care e faza cu ei, adică ei sunt cei mai buni prieteni, uitați-vă la ei, mănâncă burger. Mă, ce tot fac, ia să mă dau mai aproape, vorbesc ăștia ceva să... Mamă, stai puțin să nu mă vadă, dar să mă vadă, trebuie să mă duc în partea asta. Mă, dar ce tot fac? Bă, fii antene, vino. Deci, o vezi pe puchița acolo, pe... Gata, am văzut, da. Fii antene, vreau să facă ce asta, stai. Ok, hello, lady, my name is Darusel. Fii antene că... nu știu de tine, dar vorbele mele nu se pun cu ce pot să-ți arăt. Mă, ce faci? Leave me like what is, don't get me dirty. Love, bă, Rafale, fii atent, bă, Rafale, ești o floare. Bă, tu ia, dă-te-mă un pic de aici, bă, dar eu să le mă înveși și pe mine să fiu Rizzler ca tine, te rog, eu frumos, că am nevoie, uite, adică chiar... Uite, fii atent, uite, pe fata asta, zi, fii atent, uite, zi, hei, fata, ești o floare, cât aș mica? Hei, Doamne, bă, ce tot faceți aici? Spune, bă, dar... Bă, ești priat, bă, stai, jungără! Și am tine, Edis, zici... Zici, ce-ai fată, ești... Ești bucă, da?
Da, mă, bă, frate, nu se mai poate cu ăștia. Bă, uitați să simt, bă, dar voi pe bune așa sunt, mă, ce facem? Voi vă credeți mie că vă ziceți așa că ca și cum cagăți? Ce ai căs, mă, tu, dar să trebuie să ai caca la fund, dar să le ai bale, ai ai știrbi, dar să le, mă, gata, termină. Dar să-l termină, gata, mă. Mă, hai să facem ceva. Hai aici, arată și aștept prezentăm orașul practic. El n-a văzut pe aici. Fii atent, vin în partea asta. Da, tu ce caut aici? Cum adică ce caut aici? Am venit după voi, că nu mi-ați răspuns și am venit după voi. Ce? Ce n-am voie să vin prin orașul meu? Ok, Edi, hai după mine, Edi, hai după mine, Edi, nu, hai după Edi, mine. Edi, Edi, bă, Edi, vine repede, Edi, vine repede. Hai pe aici, hai pe aici, că e mai bine. Fiat, bă, dar ce a făcut acolo? Ce face, dar fel? Nu știu, a încercat să dea riz la o fată sau ceva, să uita la el, la ea, parcă, nu știu, vrea să scape sau ceva. Mă, dar, bă, tu chiar ești prieten cu Darcel? Nu, ți-am zis că mi-a zis că mă bate, o să mă torturezi dacă nu mă plătește. Ba, ok, am înțeles. Hai să mergem în partea asta, fii atent. În partea asta o să-mi spui tu mie dacă mai zice ceva și zice. Fii atent, aici este parcul de distracții din orașul nostru, Grand City. Este super tare, uite, avem aici o trambulină. Edis, vine după mine. Avem o trambulină aici. Trambulină și... O, trambulină! Da, ce șmecher! Eu și eu, stai, fii atent, stai! Hai să încercăm să sărim la același timp ca să ne arunce sus. Ia! Uite că de sus l-am aruncat! Bă, dar să... Olo, fii atent, vine după mine, lasă-l. Ok, dar să le am înțeles, dar să le... Ok, fii atent, în partea asta avem, știi, aparatul de dat cu pumnul, mă? Da. Și pe asta e cam sus, nu știu. Și fii atent aici, să dai cu pumnul. Aici e să dai în ciocan, cu ciocan nu se dai aici, în ăsta să vedem cât pică, știi chestia asta? Uite aici, dai cu ciocan cum ar veni, bam, și se duce acolo până sus, să vedem, fii atent, hai să facem concurs, 3, 2, gata, mă, hai să facem concurs, sunt despre tot primul, aaa, cât de fraier, deci fii atent, dar să le până aici, dar să le până aici, până aici, fii atent, acum, hai, fii atent, rândul meu, 3, 2, 1, și atent, ok, acum eu, ești gata? Stai puțin, m-am dus un puțin mai jos, dacă dar răsăl sau mi s-a părut mie? Cred că cam la fel, nu știu, mie și mi s-a părut. Ok, hai, dă-i tu, că n-a văzut hai, bine, că ăla dacă făcea ca tot ăla, uite-te puțin la el. Uai, ce bun sunt! Ha, iau pasta! Dar Iusele, vezi că ai dat cel mai mult, ești cel mai bun, să știi, adică nu am dat niciunul la fel ca tine. Nu, dar Iusele, ești obligat, că ai dat asta maximul, ești obligat, dar Iusele, dacă... Vezi că ai dat cel mai mult, vezi că ai dat cel mai mult, ești cel mai bun dintre noi, uite, ia mai de o dată. Ia, fiante, nu fiante! Da, uite, vezi, eu nu pot să dau așa, gen, uite, nu prea pot să dau așa mult, adică, uite, vezi? Pa, dar Iusele. Ok, dar să... Hai, lasă. Zombie! E zombie, napa, ajutor, ia-te-le! Ia-te, micu! Uite, micu, napa, ia-te, micu, napa, ajutor, uite-l! A, băi, șmecher, azi, șmecher! Au, ia-zi, băi, șmecher, au, ia-zi, șmecher, au! Ia-zi, băi, șmecher, ia-mi loc cu toate, au! Easy și tu, copile! Ok, ăsta se bate cu un zombie, napa, mă, dar unde-i zombie ăla, în primul rând? Cred că are el vedenie, cred că au început alea bune să-și facă efectul. Bă, ce fac? Bă, dar să le... Gata cu asta, cât deja... Așa, șeantul, acum ar nu tău. Bă! Uite, vezi ce prieten ai, tu te-ai împrietenit cu el. A, d-astea faci Rafaele? A, d-astea faci Dariusele? Bine, nu-ți mai dau gift pe Fortnite. Mă, cum adică asta? Cum adică asta? Nu, hai, nu! Ok. Asta e amuzant totuși, trebuie să recunosc că e amuzant. Trebuie să recunosc totuși că este cam amuzant faza asta. Da, în fine, bă, frate, n-am ce să mai zic. Uitați-vă puțin. Adică, bă, dar este chiar așa, mă, chiar îl obligă. Mă, eu nu cred. Spuneți-mi voi acolo în comentarii dacă voi credeți că ăștia, eu cred că ăștia sunt doi prieteni, mă, frate. Eu cred că e Ion, practic, și el nu o să vrea să-mi spună Tarisel. Și cred că cel, așa, nu știu, vorbesc ei și nu știu, bă, cred că ar trebui să am mare grijă la ceea ce o să vorbesc cu Edis, practic, așa îl cheamă cum ar veni, așa ce că-l cheamă. Dar probabil Ion trebuie să am mare grijă. Ce o să bel despre Dariusel și toate astea că vedem că el zice cum ar veni că nu, că nu e prieten cu Dariusel, că nu știu ce, că Dariusel îl obligă, că nu știu ce, dar lasă, vedem noi, trebuie să aflăm, nu știu, scrieți-mi acolo în comentarii ce credeți, care este faza dintre ei doi, că altceva, eu chiar nu știu ce să mai spun, frate, deja mă doare capul, gen, să facem... Hai, Mă, hai!
Hai, 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 deja nu se mai poate, frate, nu știu. Aula, bă, frate, nu știu unde. Cred că ajung la nebunii. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.